Echipajele din cadrul ISU au fost solicitate pentru a interveni în cazul unui incendiu care a cuprins o hală cu funcțiuni mixte din parcul Teta Rom din municipiul Cluj-Napoca. La fața locului acționează la aceste momente 7 autospeciale de stins incendii, 3 platforme de intervenție și salvări de la înălțimi, precum și preventiv 2 ambulanțe SMURD. În acest moment, focarele incendiului au fost limitate, nu mai este pericol de propagare, se lucrează pentru lichidarea acestora.